spectacol. Într-o jumătate de minut s-a oprit, deși scrie 4%. Să vadă din nou părculețul. Uh-huh. O să se uite ei. Așa, oricum mai bună zona asta, că e luminată. Nu o să se vadă Mickey Mouse, dar veni și noi pe ziua ca să vadă frumos. O să fie și lume atunci. S-a întrerupt bateria, uite că s-a conectat cineva, dar trebuie să-i explic ce a fost cu întreruperea aia bruscă. Acolo este o fântână, nu? Este un lac aici. O fântână arteziană cu luminițe acolo. Nu se vede și cred că nu sare nici apă, s-ar putea să oprească seara. Luna, uite ce frumos se vede luna. Uite ce părculeț frumos. Acolo sunt locuri de joacă, topogane. Da, și un Mickey Mouse pe care nu o să-l vadă. De ce? Nu mai merge? Întuneca? Nu mai mergem iar? Mai mergem, dar hai să le arătăm pe aici, pe aleea asta. Dacă tot ne-am pornit așa. Să văd luminițele în apă, dacă vii până în margine, dar ține bine de telefon să nu scadă în lac. Uite în partea încolo, să văd luminițele reflectate în apă. Păi aia este luna. Da. Luminițele cum se văd da, în lac. Da. Mamă, ce... Eu văd niște brăduți deasupra aici, dar nu se vede că e... Ia foarte mult de balustradă. De ce? Pentru că tot mai am văzut un păianjen. Uite. Unde e păianjen? Stă la distanță de balustradă. E casa păienjenilor. Nu ne lasă, domnule, nici în parcuri, în pace. Peste tot. Un maxi-taxi. Dar l-ai povestit unde ne aflăm? Unde suntem în Câmpina. Păi, dar ce nu se știe că suntem în Câmpina? Poate că nu. Vezi că filmezi prea jos. Mai sus, unde așa? Că filmezi doar aleea pe care mergem, știi? Se vadă mai mult. Strada se vede? Acolo este șosea. Nu, e întuneric. Nici nu trec mașini ca să se vadă ceva mișcări. Da, mișcă. Adinaure a trecut un maxi. Uite, un ponton sau cum se numește ieșirea asta? Pentru vaporașul. Dar eu nu ies încolo, că mi-e frică. Nici eu nu ies, doar așa. Atenție, pericol de nec. Nu lăsați copiii cum ar fi tu. Ne supravegheați. Da. Teoretic se poate ieși, n-are nicio balustradă. Tati, sunt fetiță cu minte, nu? Oare ce înălțime au avea apă aici? Nu știu, nu vreau să încerc. Te-ai gândit că ar putea să fie un monstru în adâncurile lacului? Și să iasă aici la noi? Nu, uite mașinile, uite. Se văd. Îmi tremură mie în mâna că ne plimbăm acum. Mai tremură mâna că i-am zis de monstru. S-au și căței. Sunt multe case pe aici, în zona asta. Și au câini în curte. Bine că sunt în curte. M-am uitat peste tot să nu fie vreo labă de câine liberă. Nu am văzut niciunul liber, sau numai din curți. Așa că am văzut și noi curaj. Ce mă, ce... Vine un coaș și bate-te, dar stai acolo după gard. Dacă ai curaj. Ce brăduț. Mi-e frică atât timp cât sunt acolo bine băgat și nu poate să iasă. Aici sunt niște brăduți, dar nu pot să-i văd mai aproape. Venim ziua, că nu ține noapte. Hai să ne mai plimbăm, că să facem filmare și pe zi, nu? Da, asta poți să o faci mai scurtă, că nu e nici lume, nu e nici lumină. Nu, dar văd că se uită și n-are rost să întrerup acum dacă ei Luna se uită. Luna s-a văzut vreo filmare? Da, uite acolo sus, Luna. Iarăși o ieșire din asta. Cum nu știu să not. Este pericol de nec, dar nu văd deloc cruci pe aici. Deci poate că nu s-a necat nimeni încă, nu? Încă? Da. Sau poate nu-i lasă să-și pună crucile unde-i apucă. Lucru care ar fi și normal. Ce facem acum? Punem cruci oriunde moare cineva, îți dai seama ce trebuie să fie prin oraș, pe la trecere de pieton. Uite. Trebuie să fie cruci peste tot. Se vede la portița asta. Se văd brăducii. Da. Uite, de aici, de la becul ăsta. O portiță romantică.
că asta e cum pot să ajung la Brăduț. Acolo e ceva în apă, că se mișcă apa. Se vede un picuț. În partea aia undeva, acolo e ceva în apă. Hai să... Adineu era mișcat suprafața apei, a făcut ceva. Să vedem. Bine, e posibil să fi căzut ceva dintr-un copac, frunză sau să bată vântul. Dar mie mi s-a părut că am mișcat în mijlocul lacului ceva. Deci, mai spunem o dată, pentru cei care nu știu, că suntem în Câmpina, aici. Ma, și acolo nu se vede. Nu se vede lacul? Nu, pe partea aia nu se văd pomii. A, e, o să se vadă ziua. Mm. Păi trebuie să facem și păzi ca să-și dea oamenii seama. Ce... E frumos, că atunci se vede frumos tot. Și lacul, și copaci, și tot. Mm-hmm. Acum se vede numai ce un pic sub luminile astea. Da. Aleia atât. Oh, ce se aude aici? Cascadă? Da. Ah, e, cred că e un canal, nu știu ce e aia. Da, se scurge apa. Da, uite, este o scurgere. De vânzare. Ce gălăgie asta. Nu știu mai că dacă n-ar fi asta, apa s-a tot ridica. Ar trece peste margine aici. Mm-hmm. Dacă se înfunde asta, o să se inunde și parcul. Ah, nu! Uite, așa portițele astea sunt și pe margine. Împodobite cu fiecare cu brăduțe, așa cum vedeți aici. Mai încolo sau ne întoarcem? Păi mai încolo nu mai e nimic. Ne întoarcem, mă? Cum? Ce fi de vânzare? Aici scrie ceva? O, zonă supravegheată. Uu, video. Video? Serios? Și unde e camera? Asta, mână la tine. Că în rest nu văd. Mi-e saburi din gură. Poate că undeva o fi. La vreun stâlp ai fost filmat. Păi cine știe pe cât stâlpi o fi camere. Da. Hai să mai mergem și la locul de joacă încă o dată. La Mickey Mouse? La Mickey Mouse, la topogane, acolo, în spațiu de joacă pentru copii. Niște flocicele pe aici, pe jos, aruncate așa. Flocicele? Le-a aruncat cineva, mă. Ia uite ce frumoase sunt. Poate că s-a despărțit un cuplu mai devreme aici. Dar chiar sunt frumoase. Ia că le iau eu acasă, ia uite ce frumoase. Poate fi ceva periculos în legătură cu ele. Vor fi infestate cu un virus mortal. Ai, mă, vezi de treabă. Le iau eu acasă, că arată prea frumos astea, tati. Și roșu, ia uite. Oh, e flot de pe jos. Ce, mă? Se pare că nu i-au plăcut unei fete. Da, nu i-au fi plăcut persoana. A venit Ernest și a prins. Și a rămas tot de pe jos, după bătaia care a avut loc. Îți dai seama. Ce trandafir frumos și-a luat. Și sunt și îmbobociți unii. Miroase a friptură la grătar aici. Amici, ceva carne pe grătar, la costiță. Nu se vede poarta. Uite, locul de joacă. No, vezi să facă dacă poți... Ah, ești pe live. Hello. Vedeam că îți faci selfie. Am ieșit în parc la plimbare. Da. Mi-a zis că îți faci selfie ceva. Uite, bău. Nu vedeți? Nu e. Nu e nimeni aici? Nu. Ne dăm cu leagăn. Au citit comentarii sau sunt cei care se uită? Sunt cei care se uită. Uh-huh. E un părculeț aici. Se vede, nu? Că e părculeț. Trebuie să merg mai pe lângă lumină, ca să nu se vede.
Ia mai se vede ceva? Nu că da? Ceva, ceva se vede? Da, uite, se vede în spate locul. L-ai filmat pe Mickey Mouse? E pe Mouse? Jos. Acolo întreleagă-ne pe jos. Păi nu știu dacă îmi bate... Ia, dacă nu-ți bate spate o lumină. Toci. Nu-mi bate, uite, acum am bat. Uite-l pe Mickey Mouse. Uite și la urechiuși. Uite, urechiușa. Asta este un părculeț? E pe jos asta, în parc. Ia, stai, că să vadă oameni, dar n-am cum să vadă. Topoganul ăla e prea întunecat. Măi, și mă uite, mai e zonele astea, lumina. Pe alei, așa. Aici, în spate, este un lac. Acolo este ceva luminos. Uite, luna. Aici nu se vede că e întuneric, dar este un lac. Asta că se văd luminițele colorate de la fântână. A, se văd, dar trebuie să mergem aproape. Se văd, da. Că sunt aleile din părculețul ăsta. Cu locuri de joacă. 1%. 4%? A, pe ăsta, când arată 4%, de fapt este 0,5%. În momentul ăla face 3, 2, 1... Așa s-a întâmplat și la spectacol. Într-o jumătate de minut s-a oprit, deși scrie 4%. Să vă arăt din nou părculețul. O să se uite. Așa, oricum mai bună zona asta, că e luminată. Nu o să se vadă Mickey Mouse, dar nici nu e pe ziua ca să vadă frumos. O să fie și lume atunci. S-a întrerupt bateria, uite că s-a conectat cineva, dar trebuie să-i explic ce a fost cu întreruperea aia bruscă. Acolo este o fântână, nu? Este un lac aici. O fântână teziană cu luminițe acolo. Nu se vede și cred că nu sare nici apa. S-ar putea să oprească seara. Luna, uite ce frumos se vede luna. Uite ce părculeț frumos. Acolo sunt locuri de joacă, topogane. Da, și un Mickey Mouse pe care nu o să-l vadă. De ce? Nu mai merge? Nu mai mergem iar? Mai mergem, dar hai să le arătăm pe aici, pe aleia asta. Dacă tot ne-am pornit așa. O să văd luminițele în apă, dacă vii până în margine. La ține bine de telefon să nu scadă în lac. Uite, în partea încolo, să văd luminițele reflectate în apă. Păi aia este luna. Da. Luminițele cum se văd da, în lac. Da. Mamă, ce... Eu văd niște brăduți deasupra aici.
parfum de fericire.